your problem. Nu știu care este problemele tale. Nu știu cu ce te confrunți tu. Reality. Dar asta e realitatea. I'm literally changed my life. Această realitate mi-a schimbat viața. A transformat viața mea. I said, he can do it to you. Și vreau să spun că și viața ta o poate transforma. Ce experimentezi tu? I cry. Dorința mea, strigătul meu este: Doamne, vreau să te cunosc. Vreau doar să te cunosc pe tine. Ucenicii cu Isus. Isus a făcut multe minuni. But did you not ask him, Master? Dar nu l-au întrebat: Stăpâne, teach us how, Doamne, to perform miracles. Învață-ne cum să facem minuni. No. They said, Master. Au spus: Doamne. They were close to him. I-au umblat aproape they de el. The lifestyle of Jesus. I-au văzut stilul de viață al lui Isus, stilul de viață al lui Isus. Was prayer. Și era extraordinar. Și au spus: Stăpâne, Doamne, învață-ne cum să ne rugăm. After this program, după acest program, if you never pray, dacă nu te-ai rugat niciodată, you pray like nobody business. Te vei ruga ca nimeni înaintea ta. If you never fast, dacă niciodată n-ai you postit, fast like nobody business. Vei posti cum n-ai mai postit niciodată. Am învățat să petrec timp în prezența lui Dumnezeu. I've how to hear the voice of God. Am învățat cum să ascult vocea lui Dumnezeu. I've how to speak and not am to învățat speak. Cum să vorbesc și când să vorbesc și când să nu vorbesc. As I'm preaching right now, ceea ce predic acum, the Lord is talking to me. Domnul îmi vorbește. And I will ask, și eu îl rog și spun: Doamne, îmi dai voie să spun asta? No, și spus: Domnul, nu spune asta. Am învățat that this stems from your miracles. Că ceea ce aștepți de la Domnul, is minunea, from your knee to the floor. Minunea este de la genunchi în jos. Learn how to spend time. Învață cum să petrești timp în prezența Domnului în rugăciune. When you spend time in the presence, când vei fi petrecut timp în prezența Lui, you become the presence. Vei deveni prezența Lui. Everything connects to you. Totul se conectează cu tine. Tot ce e conectat cu tine se va schimba. I'm not rushing for miracles. Nu alerg după minuni. I wanna know him more. Nu, Doamne, ci vreau să te cunosc in pe tine mai mult. În prezența ta. Voi petrece timp pe genunchii mei. Toată noaptea. I want to know you. Pentru că vreau să te cunosc pe tine. Învață-mă cum să mă port. Teach me how to read the Bible. Învață-mă cum să-ți citesc cuvântul. Teach me how to obey you. Învață-mă cum să te ascult pe tine. When you know him, când îl cunoști pe el, transform your life. El va transforma viața ta. Iisus a spus: seek first the kingdom, căutați mai întâi împărăția și neprihănirea Lui și toate celelalte lucruri vi s-au adăugat deasupra. Care e nevoia ta în seara what aceasta? Is your problem tonight? Care e problema ta în seara we aceasta? Always run to God for husband. We always run to God for husband. Deja am alergăm la Domnul pentru soțul nostru, for money, pentru bani, for business, pentru business. But when is the last time you cry out that you want to know him more? Dar când a fost ultima dată când ai strigat la Domnul exprimându-ți dorința de a-L cunoaște mai mult? I want to build a relationship with you. Spunându-i că vrei să dezvolți o relație cu El și El cu tine. Then he will talk to you. Că vrei să-ți vorbească. There's such a calling of God upon your life, you. Chemarea Domnului peste viața ta, frate. Yes. I see you wearing glasses. The Lord gonna show you, he'll give you vision. Domnul îți va da viziune, văd ochelari. And those dreams, the young, the woman right there, those dreams that you always receive, you come to reality. Și visele pe care tu le ai și pe care Domnul ți le-a dat vor veni. I see you holding keys in your hand. Te văd ținând chei în mâinile tale. I see doors will be open. Și văd uși care vor fi deschise. 2017 wasn't a good year for you. 2017 n-a fost un an foarte bun pentru tine, dar anul acesta. I hear the voice of God, God says. Vocea Domnului care spune. Favor is coming upon your life. Favoare vine peste tine, favoarea Domnului. Domnul îți binecuvintează viața. Domnul îți binecuvintează soțul. I see preaching the gospel, I see fire is coming out from them. Predicând Evanghelia și văd lucrări. And the Lord said, this is your time. Și Domnul spune, ăsta e timpul tău. The battle is over. Vremea grea s-a dus.
You are very sensitive. Ești foarte sensibilă. Your heart is heavy. Și simți lucrurile, dar văd îngeri lângă tine. Aleluia. Domnul spune, păstrează-ți pacea. Aleluia. Aș vrea să ridicăm mâinile cu toții când cântă ceva. Aș vrea să ridicăm mâinile. De felul acesta. I was just sitting down. Și ședeam acolo. I wanted God to visit me. Și doream ca Dumnezeu să mă viziteze. And I feel like somebody put a mantle on me. Și am simțit ca și când cineva ar fi pus o mantie peste and mine. I was freezing. Și tremuram. By myself. Eu însumi. Nobody touched me. Nimeni nu m-a atins. Because it was 100
aceasta. Just what you need tonight. Ceea ce ai tu nevoie în seara aceasta. Asta ai nevoie. Yes, Lord. Da, Doamne. O atingere de la El care schimbă întreaga viață. Aș vrea să vă ridicați pe picioarele voastre. Listen. Ascultați. I know after this we will reach. It's about the impartation. Este despre o primire de la Domnul, împărțit. Falling the
și cine a pus țărmul lângă ocean și cum știe luna soare.